Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou film pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt o recoltă de roșii în solarul părinților mei și vreau să vă arăt că se poate obține recoltă frumoasă de roșii și fără chimicale, fără stropit, fără îngrășăminte chimicale. Aici este un solar făcut pe o structură de metal, are mai bine de 30 de ani de când e făcut. După cum vedeți, structura este destul de ruginită, destul de avariată. Inițial a fost făcut din sticlă pe laterală și acoperiș. O piatră puternică a spart sticla din acoperiș și acum este acoperit cu folie de plastic pe deasupra. Sticla pe laterale a rămas. Și aici avem roșiile și castraveții pe care îi plantează primăvara, undeva în câteva zile de Paști, înainte de Paști, anul acesta. Asta depinde și de vremea de afară, cât e de cald sau de frig. Avem folie de mulcire și udare prin picurare, recuperare de apă de ploaie și apoi utilizată pentru udare prin picurare, prin cădere. Roșiile nu sunt stropite, nu sunt date cu niciun fel de chimical și niciun îngrășământ. Singurul îngrășământ care se folosește este primăvara, se pune gunoi de la găini și gunoi de oaie în pământ primăvara sau toamna, după care roșiile sunt plantate și nu mai se stropesc, nu se mai dau niciun fel de chimical. Vedeți așadar că putem să avem și o producție bună, fără chimicale, cu multă muncă desigur și multă grijă la roșii, la toată activitatea, toată munca care se depune, dar rezultatele sunt pe măsură. Efortul este răsplătit. Solarul are undeva în jur de 5 metri lățime pe 10, 12, cam 12 metri lungime și și-a scos banii investiți în cei peste 30 de ani. Cred că dacă nu mai bine, de când a fost construit, artizanal, cum v-am spus, bordură de beton pe margine, țevi de metal și sticlă. În capete sunt castraveți, castraveții nu arată grozav anul acesta, un an mai rău pentru castraveți, însă roșiile sunt bine. Nefiind stropite, nefiind date cu niciun fel de chimicale și niciun fel de îngrășământ, este drept însă că ele nu rezistă toamna foarte mult. Undeva prin octombrie se termină recolta, poate chiar mai devreme, undeva sfârșitul septembrie, dar măcar avem satisfacția că totul este natural. Acesta a fost filmul de astăzi, vă mulțumesc, sper că vă place ce v-am arătat. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, dați un like, un share, lăsați-mi un comentariu să-mi spuneți ce părere aveți, întrebări dacă aveți și un subscribe. Vă mulțumesc, toate cele bune!